Astăzi suntem în cea de-a treia duminică pregătitoare către Postul Mare, a treia duminică din perioada Triodului, o duminică în care suntem îndemnați să luăm aminte la învățătura care ne este scoasă în evidență de către biserică. Și anume, această duminică este închinată înfricoșătoarei judecăți. După ce în duminicile anterioare ne-am amintit de faptul că nu trebuie să ne rugăm ca fariseul, ci trebuie să ne rugăm ca vameșul, dar să facem faptele fariseului și nu pe cele ale vameșului. Apoi, după ce prin pilda fiului risipitor ne-am amintit că trebuie să ne pocăim, iată că astăzi biserica ne îndeamnă să luăm aminte la faptul că neapărat vom da seama de faptele noastre la judecata cea de apoi, în care oile vor fi despărțite de capre, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, și în care Dumnezeu va spune: plecați de la mine, blestemaților, celor care au încălcat poruncile dumnezeiești, și veniți la mine, binecuvântații Tatălui meu, celor care au făcut voia Lui. Iată că prin aceste duminici pregătitoare către Postul Mare învățăm că cu rugăciunea pe buze, cu pocăința în inimă și cu aducerea aminte de faptul că vom da seama pentru păcatele noastre, trebuie să intrăm în Postul Mare. Această perioadă mai îndelungată de penitență, în care, la fel prin pocăință profundă, la fel prin rugăciune, la fel prin aducerea aminte de faptul că neapărat vom răspunde pentru fiecare faptă a noastră, să mergem treaptă cu treaptă spre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. În cele ce urmează, la fel la Biserica Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos, vom vorbi împreună cu Părintele Octavian despre semnificația duminicii de astăzi, Duminica Înfricoșătoare Judecăți, și despre învățămintele pe care trebuie să le tragem din această frumoasă duminică, care la fel este și duminica lăsatului sec de carne pentru Postul Mare care, iată, se apropie. Rămâneți în continuare alături de noi. Părinte, cea de-a treia duminică pregătitoare către Postul Mare este Duminica Înfricoșătoare Judecăți, o duminică în care Biserica ne îndeamnă să ne aducem aminte că vom da seama pentru tot ceea ce am făcut în viața noastră. Aș vrea să vorbim în continuare despre semnificația acestei duminici. Într-adevăr, Biserica ne introduce în perioada postului, iar deja de 3 săptămâni suntem în perioada Triodului, o perioadă foarte frumoasă, foarte dulce. Îi spunem noi o primăvară duhovnicească, pentru că încercăm prin post și rugăciune, prin nevoință, să fim vrednici de înviere. Și atunci, după cum bobul se jertvește pentru ca să reîncolțească, așa e și cu viața noastră lăuntrică. E foarte profundă tema Înfricoșătoare Judecăți, la care ne atrage atenția Biserica, și ar trebui să fim cu atâta luare minte, încât omul care nu se smerește, omul care nu revine din exilul păcatului, omul care nu varsă o lacrimă de pocăință și care nu cere și nu răvnește o îndreptare în viața aceasta, sigur că l-așteaptă Înfricoșătoarea Judecată. În pasajul evanghelic al duminicii se vorbește despre ceva atât de elementar și atât de necesar de împlinit pentru noi. Aici sunt scoase în prim plan, în primul rând, de faptele milii trupești, ceea ce ar trebui să facem noi elementar, de la o cană cu apă, de la cercetarea unui bolnav, de la împlinirea unor lucruri atât de simpliste, dar atât de complexe și atât de profunde în același timp, până când ajungem și la faptele milii sufletești. Și atunci, așa o zice Domnul, că nu așteaptă jertfă, dar milă. Și în viața aceasta nu contează ce faci pentru Dumnezeu și pentru aproapele, ci cum faci. Asupra calității, dintotdeauna s-a axat Biserica, iar cei care nu împlinesc cele câte le poruncește Bunul Dumnezeu, sigur că îi așteaptă această înfricoșătoare judecată. Suntem volins nolins puși în fața dreptului judecător la vreme cuvenită. Atunci când vom sta în fața dreptului judecător și vom sta în fața celui mai greu, cel mai dificil examen al conștiinței noastre, față către față cu Bunul Dumnezeu, primind răsplată pentru toate bune, și sigur că zicându-ne dacă suntem cu drepții sau păcătoși, dacă suntem de-a dreapta sau de-a stânga. Probabil că pe fiecare dintre noi ne cuprind niște fiori aparte
și ne face această Evanghelie să ne gândim că ceasul despărțirii de viața aceasta nu este atât de departe, că va trebui să dăm socoteală pentru toate bune și rele și că de viața trăită depinde starea sufletelor noastre în viața de apoi. Părinte, pentru că există foarte multe speculații la această temă, unele confesiuni chiar vin să spună că nu va exista nicio judecată, că Dumnezeu este atât de bun încât pe toți oamenii îi va munta într-o împărăție cerească unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, așa cum spunem noi, Biserica Ortodoxă, în cadrul slujbei înmormântării, că această judecată nu va exista. Totuși, vreau să specificăm anumite învățături ale Bisericii Ortodoxe privind judecata cea de-apoi, potrivit tradiției bisericii. Sigur că este ceva care nu numai că ne înspăimântă, dar și ne dă mari speranțe pentru calitatea vieții pe care o petrecem aici pe pământ, pentru că așa după cum spunea și Sfântul Ioan Gură de Aur, se tem de moarte doar cei care nu cred în înviere. Și vai de cei care nu au această dimensiune sau perspectivă a vieții veșnice, ori te simți în siguranță dacă ești cu Dumnezeu încă din viața aceasta și sigur că ești liniștit și împăcat și undeva sigur sau asigurat că pleci acolo unde o merită fiecare suflet drept maritor. Sigur că a 40-a zi după trecerea din această viață este una hotărătoare. E vorba de judecata particulară la care asistăm fiecare dintre noi atunci când se hotărăște poziționarea sau starea noastră, iar cu toții, deși trecem printr-o judecată particulară, suntem întreaga biserică, suntem în așteptarea judecății universale care va fi nu doar față către față, păcat, virtute personală, ci va fi raportată viața noastră la toți seminii noștri, la cei cu care ne-am intersectat în viața aceasta, ce am făcut și ce n-am făcut față de cei care sunt în preajma noastră. Și atunci, acestea sunt două învățături legate de judecata particulară și cea pe care o așteptăm, judecata universală, pentru că dacă acum 2000 de ani Hristos a venit ca bun și drept mântuitor, astăzi îl așteptăm ca bun și corect judecător care va rândui viața noastră pentru veșnicie cu drepții sau păcătoși. Îmi spun unii oameni că vom fi judecați la judecata de apoi pe neamuri, adică în dependență de apartenența noastră la o etnie sau alta. Va fi acesta un criteriu hotărător sau totuși altul este criteriul judecății de apoi? Sigur că Dumnezeu nu caută atât la poziționarea noastră geografică, la timpul sau momentul istoric în care am parcurs acest drum, nu caută atât la vița noastră de unde ne tragem noi rădăcinile, pentru că toți suntem de la aceeași protopărință, Adam și Eva, ce caută în primul rând la viața noastră, la inima noastră, la credința noastră, la felul cum am crescut noi sau din contra cum am adunat sau risipit în viața aceasta. Și atunci asta contează cel mai mult, viața omului, sufletul acestuia și perspectiva vieții care a fost cu Dumnezeu sau fără de Dumnezeu, în duhul iubirii sau fără de iubire. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu va despărți oile de capre, pe unii îi va pune de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Deci, pentru a fi de-a dreapta Tatălui nostru Celui Ceresc și a auzi un răspuns pozitiv, este nevoie de multă milostenie în viața noastră. Sigur, și tocmai postul cel mare în care vom păși în câteva zile, tocmai asta presupune. Un post adevărat nu este doar abstinență de la mâncăruri și băuturi, ci, cum o spune Sfântul Părinte, este abținere de la orice lucru rău. Și atunci, asta e doar un aspect al postirii, pentru că postirea mai are încă ceva, rugăciune și fapte bune sau milostenie. Și atunci, dacă scoatem ceva, nu mai realizăm un post cu adevărat. Odată cu Duminica Înfricoșătoare Judecăți începe și o săptămână deosebită, săptămâna albă. Aș vrea să ne referim la restricțiile care sunt în această săptămână pe finalul discuției noastre. Biserica ne pregătește și fizic, înțelegând că omul este neputincios și are nevoie de întărire trupească. Iar în acest sens, înainte de a păși în post, ni se dă o săptămână
foarte albă prin produsele sale de lactate, pentru că se consumă doar produse lactate, ouă și pește, în această perioadă, timp de o săptămână, în fiecare zi a săptămânii. Inclusiv miercuri și vineri. Inclusiv miercuri și vinerea. Și toată această pregătire este ca să rezistăm durității postului, înțelegând că biserica vine și cu ferește dispense sau dizlegări pentru diverse categorii de oameni, pentru că nu putem pune pe toți pe același cântar și nu toți pot îndura postul cu toate restricțiile sale. Și atunci biserica ține cont și de neputințele noastre, dar pe de altă parte și ne întărește și la anumite intervale, în special în zile de sâmbătă și duminică, postul este mai ușor pentru ca să putem duce până la bun sfârșit, treaptă cu treaptă, această nevoință. Duminica înfricoșătoare judecăți de astăzi ne îndeamnă să fim în permanență atenți la faptele noastre, să fim atenți cum implementăm în viața noastră îndemnurile bisericești de a face bine, de a avea o viață creștinească, de a fi atenți la cum respectăm poruncile lui Dumnezeu pe care, ca și creștini, suntem obligați, suntem datori să le respectăm zi de zi, minut de minut în viața noastră. La fel, duminica de astăzi ne îndeamnă să nu uităm că pentru fiecare faptă rea a noastră vom da neapărat seama în fața lui Dumnezeu. La fel cum și pentru fiecare faptă bună vom fi răsplătiți de către Tatăl nostru, Cel Ceresc. Există foarte multe învățături greșite care spun că omul, după plecarea din această viață, se reîncarnează într-o altă ființă, dar ar fi foarte ușor pentru un om ca să creadă în acest lucru și mai ales ca acest lucru să se întâmple, pentru că ar însemna în felul acesta că nu va da seama pentru ceea ce a făcut în viața sa. Iar duminica de astăzi ne învață tocmai contrariul, că pentru fiecare pas al nostru, noi vom răspunde în fața lui Dumnezeu. La fel cum Dumnezeu numără fiecare pas al nostru făcut în numele Lui. Fie ca această duminică să ne ține trează conștiința și mai ales să ne îndrepte pașii în așa fel încât mersul nostru pe cărarea vieții să fie în numele și pentru Dumnezeu. Cu aceste gânduri, doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea noastră de astăzi. Iar duminica viitoare, de la ora 7:15, vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!